Arabia Saudită triplează taxa pe valoare adăugată ca partea măsurilor de austeritate luate pentru a sprijini economia lovită de criza provocată de coronavirus. De asemenea, guvernul de la Riad a anunțat că va fi suspendată acordarea locației ce acoperă costul de trai al angajaților de la stat în jur de 270 de dolari pe lună. Deciziile au fost luate pentru că veniturile țării dependente de văzările de petrol s-au prăbușit odată cu prețurile mondiale ale țițeiului după declanșarea pandemiei. Anunțul a venit după ce cheltuielile de stat au depășit veniturile, împingând regatul într-un deficit bugetar de 9 miliarde de dolari în primele trei luni ale anului. Arabia Saudită a ajuns deja la peste 40.000 de cazuri de infectare și în jur de 250 de decese raportate până acum.